Femeile sunt fascinate de rezultatele chirurgiei estetice, dar multe dintre ele s-ar face nevăzute dacă li s-ar propune să sufere o intervenție. Devine asta durere absolut normală în cazul unei intervenții. Femeile devin însă mult mai curajoase atunci când vine vorba despre intervențiile neinvazive. Iar oferta este pe măsura cererii, pentru că nu trece anul și mai aflăm de cine știe ce minune cosmetică. Oricât ne-am dori, anii au prostul obicei de a lăsa urme pe fața noastră. La început cumpărăm în disperare creme antirid și seruri minune. Dar asta nu ajută de fiecare dată. Hidratarea este esențială, dar nu se obține doar din băutul apei. Însă nu disperați, pentru că s-a găsit rezolvare și pentru această problemă. Mezoterapia este o procedură de hidratare profundă a pielii. Normal se vor folosi acele cocktailuri cu acid hialuronic, cu coenzimă, acele substanțe care sunt necesare. Mezoterapia este excelentă pentru o piele obosită, pentru că specialiștii folosesc tot felul de cocktailuri cu vitamina C care au efect de lifting, plus că tonifică tenul. Nu e de mirare că această terapie are din ce în ce mai multe adepte. În orice caz, un tratament are mai multe trepte. În primul rând, esteticianul demachiază și exfoliază fața cu pulbere de diamant. Abia apoi începe hidratarea propriu-zisă. Nu o să te țin foarte mult aici, 15 minute durează și lucrăm pe segmente. Începem cu partea de frunte, apoi vom continua cu pomeții. Pentru rezultate vizibile este nevoie de mai multe ședințe. Dacă vorbim de niște riduri care au apărut în ani de zile, este clar că o singură ședință de 15 minute de mezoterapie virtuală nu este suficientă, dar este clar vizibil. Așa că dacă mergeți frecvent la solar sau dacă nu vă demachiați cu grijă seara, veți avea nevoie de mult mai multe tratamente. Este o terapie pe care eu o fac frecvent, încerc cel puțin o dată pe săptămână să vin aici și să realizez această terapie, această mezoterapie virtuală. Ședința se încheie cu partea de tonificare. Cel puțin așa este indicat. Este bine ca procedura să terminăm cu acest criolift, care folosește și culoare albastră. Este și foarte spectaculosă. Clientul se simte foarte, foarte bine, foarte relaxat. Este o temperatură care scade progresiv, dar care pur și simplu tonifică foarte mult partea de față. Nu doare, nici nu durează mult, dar e posibil să încercați un ușor disconfort. O să simți rece. Deci dispozitivul o să-l scădem progresiv până la 0 grade. Nu o să-ți înghețe fața, ci pur și simplu închide foarte bine porii, astfel încât toate substanțele pe care le-am introdus să rămână bine închistate acolo, iar tu să-ți recapeți un tonus și o poftă de viață nemaipomenită. Rezultatul însă merită, mai ales că este obținut foarte, foarte rapid. Mă simt, din punct de vedere al tenului meu, împlinită, pentru că mezoterapia virtuală nu face decât să îi ofere tenului meu ce are nevoie, anumite cocktailuri de vitamine, vitamina C și tot felul de chestii minunate pe care Sorina le aplică pe tenul meu. Mezoterapia nu se folosește doar pentru revigorarea tenului, ci și pentru îndepărtarea petelor pigmentare. Mai mult, terapia are și efecte antiacne. De asemenea, mezoterapia are și efecte anticelulitice, dacă este aplicată pe corp. Copiii din ziua